trebuia să schimbăm mașina asta, să iau altceva. What's the government response to all this? Haven't they sent in the National Guard or something? The government? You don't get it. It's been total chaos. At first, they told us just to stay home. Cred că nu mai e nici nimic, guvern, nimic nu mai e. A picat totul. So, how did you end up on this frequency? Just lucky, I guess. It was pretty chaotic up at the lake. Oh fuck, ieși din mașină. I don't know yet. Dude, it's her dad. You want to confess? Ăsta a furat walkie-talkie de la taică-sul lui aia. Deci ăla de la Ranger Station era taică-sul. Mașină poliție, noi au. Asta merge destul de bine și e și off-road așa. Dă-te mă jos. Strici vopseaua după mașină. Bă, ce viteză are asta în comparație cu prima pe care am găsit-o. E un mic orășel aici. Da, și pe unde sunt... Până n-ai bă să intră la ăștia în bază, că văd acolo că e, da... uite pe aici. Ok. Să ne dăm jos. Să intrăm. Dacă ne lasă, bineînțeles. Lily! Do you invite these strangers? Good, you made it. That one doesn't look so good. Name's Ed. Da, păi pe ăsta l-am mușcat zombiul. God damn it. We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Alan, cum se traduce Alin, adică? Alina ăsta e cam cam mărlan așa săracu. Nu vrea să ne primească. You're worse than your brother. Come on. I'll give you the nickel tour. Tipa e de treabă. Ia să vedem. E o biserică, mă. Și-au făcut baza într-o biserică, tipii ăștia. I spend most of my time here, using the radio to coordinate everyone. Deci ea e tipa care coordonează pe toată lumea în bază. Probabil ea ne va da misiuni. Pe aici. Sam's our unofficial in-house chef, but well, there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds. Seriously though, rule number one, all the food stays in here and it stays sealed. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. Ok. Într-o cameră aici, mă. Mă, foarte fain arată. Mie îmi place cum au organizat. Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Nu, arată bine. We should move to someplace bigger. But my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here? I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. Taică-su și cu frate-su erau la Ranger Station, cu siguranță. Și am zis că poți să-ți construiești baza, deci poți să mai adaugi. De exemplu, noi putem să mai adăugăm la baza asta și alte clădiri și astea, ce ar trebui să fie destul de interesant. Ia să vedem ce face tipul ăsta care a fost mușcat. To get Dr. Hansen out here. I'll see if I can get him on the radio. Eu l-aș împușca, frate. I appreciate the hospitality. Adică dacă ești în apocalipsă și cineva tocmai a fost mușcat, regula numărul 1 e să-l împuști. Asta am învățat în The Walking Dead. Nu știu cum o fi în universul ăsta, dar ia să vedem ne urcă. Da. After a bite. Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, asta am zis eu. I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. It's for the best. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Tipul ăsta nu înțelege. More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look. We're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. That's just the way it is. What if I find some more?
Ah, deci trebuie să, să mergem să găsim și medicamente, ceva. Ok, sigur. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Ah, supplies age. Don't be minds if you're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. Ce este un sistem de influence? Cât pui în supplies, atâta trebuie să și iei. Watchtower. Nu m-am exprimat eu foarte bine. Deci în momentul în care iei de aici ceva, trebuie să pui același număr de lucruri înapoi sau ceva de genul ăsta. Uite. De exemplu, eu pun două gloanțe, mi-a dat doi influence. Cu doi influence eu pot să iau două gloanțe înapoi, ceva de genul ăsta. Și în funcție de asta iei ce ai nevoie. De exemplu, astea nu avem nevoie de ele momentan, dar în schimb avem nevoie de astea că sunt pentru arma noastră. Așa că o să le iau pe toate. Pastor William is sad. Și de ce mă interesează pe mine chestia? Ok. Cafea. Oh, silencer. Pot să-mi pun silencer pe arma asta? Cum naiba folosesc? Ia stai așa. Homemade suppressor. Oh shit. Ia uite bă. Mi-am pus amortizor pe armă. Tare. Și trebuie să mergem la Watchtower să găsim un loc unde putem să luăm, de unde putem să luăm medicamente. Să ne luăm mașina. Și undeva în oraș. Așa. A, deci au fost 12 și m-a rămas 6. Nu prea au supraviețuit foarte bine tipește. Stai așa să pun așa. Și încep să, să vină zombii ăștia, așa că să mă grăbesc. Vezi că nu prea mai am foarte multă viață. Ia stai așa, painkillers. Trebuie să mănânc niște painkillers de-astea să-mi dea viață. Până acum jocul îmi place. Nu știu dacă vă place și vouă, dar bineînțeles lăsați-mi în comentarii dacă vă place sau nu. După cum am zis, asta e o miniserie, facem câteva episoade, dacă vă place o continuăm, dacă nu, nu. În felul ăsta pot să aflu și eu ce fel de jocuri vă plac și putem să facem mai multe jocuri pe canal. Oh, s-o grămadă de chestii aici. Oh, gun shop. Să mergem și acolo, poate găsim niște gloanțe sau arme. Construction site. Zombie horde? Holy shit. Hey, I think that place is inhabited. Zombie horde. There we go. Doar cu o mașină să-i distrug pe aia. Sunt foarte mulți. Sunt o grămadă de mașini, observați? Ar fi culmea să meargă toate. Like a vet's office or something. Oh yeah, Dr. Gilroy's clinic. What about it? Well, antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics. Na, mergem la doctorul de căței și de pisici. That's a good idea. La doctorul veterinar. Sounds like it's worth checking out. Somebody's broadcasting something. Seems like you folks know what you're doing. What would you say to us joining forces? Ah, cineva vrea să vină să locuiască cu noi. Mai e ceva? Cred că am descoperit cam tot ce era de descoperit aici. E să coborăm cu mare grijă. Să nu cumva să-mi rup gâtul pe aici. Drive-thru window. Au venit zombie aici? Oh, shit. Ala n-are mâini. What the fuck? Do me a favor and don't come driving up like a dumbass. What Alan's trying to say is cars make noise. Zed's like... Don't come in a car? What? They don't exactly go on trees, and we only got so much fuel to keep them running. So we gotta be careful about when we use them.
Ok. Vin pe jos atunci, dacă nu vor să vin cu mașină. E un avion afară. About time you showed up. Let's get the show on the road. You're the newbie, so you get a bust in the window. Ah, e Alin ăsta. Ah, uite un... uite ce desen e acolo. Have this what? Oh, supresor. Ok. Aveam și eu supresor, așa că... Na. Unde sunt zombii? Nu sunt pe aici. Pare liberă clădirea, nu pare foarte mulți aici. Dar cred că o să vină cât căutăm că facem gălăgie. Found nothing. Și dacă caut aici, să mă asigur că nu vin zombalei. Oh, barricade? Ce tare! Ah, zombie la ușă. Închide ușa, creștine. Oh, fuck. Holy shit. Frate, a fost foarte violent. Searching. Leadership. Ia uite, mă. Oh, ia ce ghiozdan mare am. Am resurse în el. Found a small stash of medicine. Shit. Așa. E fain cu amortizor, că nu te aud ăștia când tragi. Oh, fuck. E un hord în fața noastră. Shit. Bă, frate, intens rodul tău pe aici. Oh, ok, să nu ne audă hordul ăla, asta e toată chestia. Când ne audă aia cu hordul lor, ne-am scos. Că sunt o tonă de zombie acolo. Este un diner. Ok, am scăpat de hord. Hai să luăm o mașină ceva. Mergem pe jos, așa e iure. Te aia de acolo aș lua. Uite asta. Are doar două locuri. What? No cars? Fuck you! Mergem pe jos. Nu știu ce... Aș lua o mașină, dar ăștia nu vor să meargă cu mașina. E destul de iure. Mergem pe jos atunci. I'm gonna lose half this shit before we get home. I'll go find us a ride. No, goddammit! Cars are too dangerous. Just leave it. Monica, cars are too dangerous. Lily needs these meds. Fuck you, Alan. Monica, cars are too dangerous. Cover me. Cu mașina ajungi imediat. Uite și tu. Ha, intră în mașină. Ia uite și tu ce rapid intră. Ah, și nu l-am mai luat pe Alan ăla. S-ar putea să moară, săracu. A, uite zombie horde aici. Mi-am vopsit mașina roșu cu sângele ăstora. Holy fuck. Ești în viață? Ok, hai să plecăm de aici.
Hai să plecăm, vină cu. Oh, e plin de zombi pe aici. Trebuie să intrăm în bază rapid. Aia ce face? Stă acolo? Nu-mi zic că moare. Losing trust, don't be reckless. Cum adică losing trust, don't be reckless? Ce vrei să fac dacă... Dacă s-a răsturnat mașina, asta-i viața. Hai mă, vin coace sau... Eu mă duc în bază, nu știu ce face asta. Nu știu, AI-ul ăstora care vin cu tine, nu știu, e cam stupid. Foarte stupid. Stau acolo, degeaba. Acolo ar trebui să facem un... Ah, e unul, așa, uite, e tipa aia, stă... Fain. Stă și ne protejează. Hai să-i duc asta, să-i duc medicamentele, să vedem dacă poate să facă ceva cu ele. Supplies... Uite așa. Ah, gata, i-am dus. Și am terminat misiunea. Bun, în episodul următor vedem ce putem să facem. Poate reușește să-l trateze pe tipul ăla. Nu știu, o să vedem. Astea în episodul următor.